Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine v-am regăsit! Începem cu vestea bună. S-a redeschis circulației podul de la Dornești mai repede decât se anunțase, dar cu niște restricții. Da, cu niște restricții, dar bine că se merge. Mai e de făcut un trotuar, nu știu ce. Dar cu pragul ăla de fund e o problemă. Dar dacă lucrarea respectivă costă încă pe atâta, înseamnă că nu o să se facă repede de pragul de fund. Acum să dea Domnul să nu mai fie inundații la podul de la Dornești. Dar știrea e alta, că Gheorghe Flutu n-a fost la inaugurarea podului de la Dornești. Și nici președintele Băsescu. Asta este știrea. Uite cum faci. Adică, dacă Gheorghe Flutu merge, nu e bine. Dacă nu merge, nu e bine. Nu e bine. Că de câte ori a fost președintele, iar a venit. Acum n-a fost. Noi ce să comentăm acum? Ne-a luat nouă pâinea de la gură. Comentariul de la gură ne-a luat. Păi uite, se gândea cineva, băi, dacă nu merge Gheorghe Flutu acum, ce să mai comenteze Avram? Păi uite, că n-a fost președintele Gheorghe Flutu. Și totuși? Vezi că tot face o știre. Gheorghe Flutu ori nu face, ori produce, oricum produce oricum, o știre. Da, bine, faptul că el a mers acolo foarte des și că a fost și Traian Băsescu, explică de ce podul s-a terminat atât de repede, pentru că la noi este mentalitatea aia comunistă puternică înrădăcinată, până nu vede omul, șeful, că stă pe capul lui, nu face nimic. Și acum nu mai avea rost să meargă la inaugurarea podului, pentru că în memoria colectivă s-a întipărit următorul lucru. Traian Băsescu și Gheorghe Flutu au făcut podul la Dornești. Ce să mai meargă astăzi acolo? N-avea rost. Da, și iată, totuși vine cineva important la noi, e vorba de Ministrul Sănătății. Da, acum nu știam înainte de comentariul ăsta, zic, vine sau nu vine? Adică vine Ministrul Sănătății Cechi Atilo? Sau vine Cechi Atilo simplu? Că nu vezi că este scandalul ăsta în guvern, că mereu spune că iese din guvern, ba nu iese din coaliție. Oricum, până mâine, chiar dacă ar fi spus astăzi de mereu că iese din coaliția de guvernământ, Cechi Atilo tot ar fi rămas ministru al sănătății. Ama că vine domnul Cechi Atilo la Suceava, nu se întâmplă absolut nimic. El o să vină să... O vizită în care, ca să spunem așa. O vizită. Eu cred că el vine pentru că i-o fi spus secretarul de stat Cristian Irimie, doctorul de la Suceava, hai bă, Cechi, sau cum îi spunea, domnul ministru, haideți și dumneavoastră pe la Suceava să vedeți ce s-a întâmplat. N-a mai fost până acum. N-a mai fost. Și... De când e ministru. Da, de când și e are, ministru. Poate vedea spitalul județean, care arată foarte da, bine. Da, știi care este treaba. Oricum, ministru o să vină mâine și o să întâlnească cu directorul de spitale și cu medicii și o să vorbească despre reforma în sistemul de sănătate și de cucuri dintre astea. Nu o să se întâmple nimica. Partea proastă, știi care este? Că la spitalul județean, deci întotdeauna dacă vrei trebuie să găsești să... o parte proastă, undeva o găsești. Partea proastă este următoarea. La spitalul județean Suceava s-au făcut foarte multe investiții. Adică, de când, și înainte, Consiliul Județean Suceava și Primăria Suceava au investit bani în spitalul județean. Dar de când spitalele au trecut către administrațiile locale, cele municipale și orășenești la consiliile locale și spitalele județene la consiliile județene, la Suceava s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. Unul la mână, pentru că atât primăria cât și Consiliul Județean au băgat bani. Și după aia, datorită lui Cristi Irimie și managerului Vasile Râmbu, care el are experiență de viață, Vasile Râmbu, și acum la București tot cu capul se deschide ușa. Știi? Da. Să nu crezi că e nu asta. Nu s-a schimbat nimic. Tot cu... Bine că nu mai mergi cu demigeana, cu vin și cu păstrăva acum. S-au schimbat blocoanele, nu? Alea la desert, știi? Și s-au investit foarte mulți bani în Consiliul, în Spitalul Județean Suceava și spitalul vechi a fost refăcut, în curte a fost refăcut, s-au mai adus niște aparate medicale, unele secții au fost frumos renovate, se mai fac investiții și așa mai departe. Ori mâine poate să vină Cechi Atilo să meargă la Spitalul Județean Suceava și după aia să-l auzi prin țară, pe la diferite conferințe de presă sau chiar pe la Ministerul Sănătății, explicând cât de bine face descentralizarea și cât de bine că spitalele au ajuns la administrațiile locale. Dând exemplu spitalul județean. Dar ăsta este un exemplu fericit, pentru că Gheorghe Flutu a știut să se învârtă, Vasile Râmbu, altele sunt aici, Cristi Irimie, dar nu pârghiile. Peste tot în țară este așa. Și ar da exemplu, de asta mi-e ciudă, eu nu l-aș duce la spitalul județean.
să meargă la spitalul din Rădăuți, unde e 3,3 lei rația, cota de bani pentru hrană pe zi. Sau la Fălticeni, unde stau la nu știu câți într-un salon. La Vatra Dornei și la Câmpul Moldovenesc. Asta este, da, asta este sistemul medical așa, real. Da. Și ăsta este un exemplu fericit, dar izolat la Spitalul Județean Suceava. România medicală reală, e la Rădăuți, Câmpul Lung, Vatra Dornei, Gura Humorului, da, și Fălticeni. Acolo ar trebui să meargă. Acolo, și acolo să rămână. Eventual. Bun, și am văzut profesoara Viorica Ioniță din Fălticeni a renunțat la greva foamei. Dar era și timpul, adică eu am mai spus și repet, astfel de manifestări, astfel de acțiuni de protest își au rostul într-o Românie normală la cap. Într-o Românie în care oamenii care se află la conducere au un pic de minte în cap, au un pic de obraz, au un pic de suflet, știi, și privesc, îl privesc pe fiecare individ ca pe un om, ca pe un, ceva foarte important. Nu te uiți și pentru Daniel Fiureriu, școala românească înseamnă niște cifre și niște unități de învățământ ca număr, niște bănci, niște cretă și niște arătătoare. Și nu-l interesează bă, că a făcut doamna aia la Caracal 70 de zile. Nu-l interesează. Mai nici. Puțin și el săracul, eu l-am urmărit. L-am văzut ieri și alt, ieri în două ipostazi. El săracul nu are cum să-l înțeleagă. Nu, IQ-ul nu este punctul lui forte. Uh-huh. IQ-ul. Bașca faptul că în ciuda faptului că este slab, are obrazul foarte gros. Și astfel de acțiuni de protest, cum a făcut doamna la Caracal, cum a făcut profesoarea Ioniță la Fălcini, nu și-au rostul. Că a zis doamna, că a întrebat tot din Uzară, colegul nostru, că ce a mâncat. Păi dacă a fost în greva foamei și femeia a zis, a mâncat apă și cu credință de la Dumnezeu, cu ce s-a cu hrănit. Asta s-a hrănit, da. Păi eu cred că s-a hrănit și de ăștia care conduc și nu pun în aplicare o lege, legea salarizării, care e lege, știi? Dar eu nu știu ce se mai freacă atâta cu asumarea răspunderii la legea educației. Ori o promulgă, ori nu o promulgă, tot, e ca și promulgată, ca și nepromulgată. Și astfel de acțiuni de protest, ce s-a întâmplat după ce a făcut doamna Ioniță? Nu s-a întâmplat nimic, adică eu n-am văzut nicio emulație la nivelul opiniei publice, că dacă ieși acum pe stradă și întrebi pe cineva, domnule, ați auzit de profesoara Ioniță? Da, știu, elevii ei, rudele, profesorii de la Mihai Băcescu, mai știu prin Fălticeni că este orașul mic. Mai știu vreo 12 prin Suceava și pe s-o fi auzit. Dar crezi că astfel de acțiuni creează emoții? Nu creează emoții, pentru că societatea românească este divizată. Și doctorul, dacă întrebi, da, cu profesoara Ioniță, dar ce mă interesează pe mine? Că profesorul e așa și nu e așa? Polițistul e împotriva procurorului. Și societatea este divizată, este bulversată, este pulverizată și astfel de acțiuni de protest n-au niciun rost. Că o să meargă doamna Ioniță și colegii ei, că o să ajungă la justiția europeană, uh-huh. Păi și dacă ajunge, ce se întâmplă? Păi avem pe unul european-american, Jeffrey Franks, prim-ministru în România, și el știe ce se întâmplă și încurajează cu bună știință ce se întâmplă. Deci nu o să se întâmplă nimic până nu o să se petreacă ceva la nivel foarte înalt și până când niște oameni nu o să conștientizeze. Că doamne, nu ești șef pe viață și că trebuie să... ai fost pus într-o funcție publică. Nu să-ți dai talente și să-ți faci numai ție bine. Să te uiți și la cel de să jos. Să-i ajuți pe cei de lângă tine, până la urmă. Nu pe cei foarte, foarte apropiați. Vorbim noi, teorii de 2 lei. Da, și uite, totuși se întâmplă ceva bun. Am înțeles că handbalul va primi bani de la Consiliul Județean. Da, pentru că astăzi președintele Consiliului Județean Suceava a mers la ședința Consiliului de Administrație la echipa de handbal și a spus directorul tehnic Petru Ghervan că a fost domnul Flutur, a stat numai 15 minute. Dar putea să vină astea 3 secunde. Semnalul este clar. Noi am comentat săptămâna trecută când consilierii județeni PSD au cerut lui Gheorghe Flutur să deblocheze cele 3 miliarde pentru echipa de handbal. Și a zis că nu se rezolvă așa lucrurile și că de orgoliu Gheorghe Flutur nu o să deblocheze bani pentru echipa de handbal dacă această cerință vine din partea opoziției. Și am zis să lase lucrurile să se așeze. A fost și o perioadă cu inundațiile și cu drumuri și cu poduri și așa mai departe. Să se așeze și o să vină de la sine chestia asta. Și e clar că dacă astăzi Gheorghe Flutur a fost la ședința Consiliului de Administrație, în proporție de 104%, echipa de handbal va primi bani, dacă nu toate cele 3 miliarde acum. Oricum, stai să o fac pe tata 1000 de acum. Ia să auzim. Miercurea viitoare au primit bani în cont.
Așa să fie. Așa zic eu. Așa să fie. Îți mulțumim, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!